În afară de aceasta, noi mai avem o secție de produse de în Chișinău. And they will have one more section in Chișinău, like one more department where they produce one. And they have links, well, they have connection. Access to the train route. Train station, yeah, which means they can export. Și acolo se află și secția de îmbutăliere a vinurilor ordinare și vinurilor dulci. So when they also have a section of ordinare, așa, sunt vinuri ordinare, sunt vinuri de calitate. Sau cum vinuri de marcă, vară și vinuri de calitate superioară. Adică, vinul ordinare, vinul care este produs în anul ăsta și în anul ăsta se îmbutilează. Cel este vinul ordinar. Ok, I got. So, and they have a section in Chișinău where they have like ordinary wine, and they call it the ordinary wine. The one that is produced this year is put into bottles and is sold. So, and quality wine, the one that, as we understand, is put into bottles later. So, and they have this section in Chișinău as well. Și vinul de desert. Yeah, and the wine for dessert also in Chișinău. Aici, în Cricu, în afară de teritoria asta, mai avem o producere care sper eu să vizitați. Se află mai departe de aici. Acolo se păstrează vinurile și se îmbutelează vinurile de calitate superioară. They also have a section also here in Cricova where they keep the best quality wine, and he says he hopes you will get the chance to see that one as well. Aici sub noi, țin mai câțiva metri în stânga, la o adâncime de 80 de metri, se află producerea de vin de șampanie clasică, care se face prin metoda fermentării în sticlă. So, as he says, just there's an underground section here. We are on top of it. The entrance is somewhere on the left, so close anyway. And they are producing champagne. Okay, so they call it the classic champagne, and they produce it in fermentare in sticlă. They produce it in bottles. I guess it's a process that I can't understand. Șampania există două tipuri, care fermentează în sticlă, ceea ce s-a spus, și care fermentează în vase sub presiune. So he says there are two kinds of champagnes, the one that they make in bottles and the one that they can make it in big barrels. Under pressure. Aici, teritoriul ăsta care o să vizităm astăzi, se află administrația. So the admin stuff is here. În spatele vostru se află secția de prelucrare a strugurilor. So this is the section where they working on. În ce se obține vinul? Din struguri. Grapes. Yeah. So they're doing something. Like the first, the first, I don't know. The first. Thing that step. They can do with the grapes. Yeah. First step. The initial phase of getting to the making the wine. După prelucrarea strugurilor, vinul se obține de diferite tipuri. Unul este pentru producerea șampanie, unul este pentru producerea vinurilor lente, altul pentru producerea vinurilor de calitate, altul este pentru coniac și așa mai departe. Toate acestea se obțin aici, în fabrica asta. So, here is also the place where they can get all the types of wines. So the one for champagne, and the one the one that is going to be the best quality wine, and so on. I mean, the idea is that they are trying already to divide here the quality of the wine just at this stage already. De aici, noi, cum sunt eu șef de producere, în clădirea asta, preluăm numai vinul care este destinat pentru producerea șampanie. So, and from this section, he says he is the manager of the section where they take the
wine that is meant to become the champagne after that. All the other wine is taken by other sections. Această secție este acum în renovare. So they are trying to mend this section. They have some Refurbishing or repairing. So watch out, you will see, you will notice that it is being under construction and there are some people maybe working or just some, I don't know. There might be dust somewhere, but just watch out. Dacă o să fie interes, o să reveniți atunci când o scoacă strugurile și o să începem de lucrat. So if you want to see this section, he invites you to come in autumn when they will get the section done and prepared and when they have the new grapes. Pentru că am scris ușor, obiectiv, see the whole process as well.